Aici este cu totul altceva. Dumnezeu, doctorul cel mare, se duce nechemat. Nu l-a chemat nimeni acolo. S-a dus din propria lui inițiativă și s-a dus la cel mai, probabil, cel mai necăjit dintre ei nu pentru că avea boală deosebită, dar pentru că tot așteptând s-au epuizat toate speranțele lui. Și s-a dus și nu l-a întrebat dacă crezi cum cerea altă dată. Nu, ci a oferit această șansă peste voința lui. Poate am putea să spunem că i-a încălcat libertatea. Ce binecuvântat este Harul care încalcă voința noastră. Așa a făcut când ne-a mântuit, ne-a găsit morți. Ce-ar fi fost să ne întrebe, vrei să fii mântuit? Dar eram morți. Cum să răspundă un mort? Vreau să fiu mântuit dacă el e mort, îi trebuie întâi viață și apoi să răspund. Și noi îl întrebăm, vrei? Așa și slăbănogul acesta aștepta pe înger. Ca să ajungă la apă, îi trebuia putere. Și el n-avea putere. Era, nu, un cer vicios. Îi trebuia ceva ce el n-avea. Domnul Iisus știe, nu-i cere nimic. A venit singur, s-a dus expre la el, l-a vindecat. Ar fi trebuit să fie o pildă pentru toți.